Se vor forma insule de căldură care vor aduce stres termic și ziua, dar și noaptea. Temperaturile maxime vor ajunge la 36 de grade Celsius în următoarele zile, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Conform Digi24.ro, temperaturile vor fi cuprinse în general între 33 și 36 de grade în următoarele 2 zile, iar disconfortul termic va fi ridicat local în regiunile sudice și sudestice, iar vineri și în cele vestice, potrivit unei informări emise de Administrația Națională de Meteorologie. În România, disconfortul termic se va resimți în special în orașe, formându-se așa numitele insule de căldură. De asemenea, apare și cupola de aer cald, adică un val de căldură persistent pe o suprafață mult mai mare decât în mod normal, a explicat Roxana Bojariu. Climatologul a spus că astfel de perioade cu căldură extremă depășesc o săptămână, dar cu mici reveniri ne-am putea aștepta la o perioadă de 2 săptămâni cu fluctuații și o revenire la temperaturi un pic mai scăzute, pentru ca apoi să crească din nou temperaturile. Mediul urban amplifică episoadele cu temperaturi ridicate din cauza construcțiilor, a traficului intens. În orașe, temperatura e mai ridicată decât în zonele rurale. Este vorba de așa numita insulă de căldură a orașului, care se suprapune peste valul de căldură. Climatologul a atras atenția că temperaturile ridicate vor afecta în special copiii, bătrânii, persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sau pulmonare, așa că acestea trebuie să fie atente și să își ia măsuri de precauție pentru că organismul nu are posibilitatea de a-și recăpăta forțele. Peste zi ai stres termic, peste noapte ai din nou stres termic, efectul cumulativ este mare, relatează Digi24.ro.